30 de șoferi care au alimentat la o stație de carburant din Baia Mare au ajuns cu mașinile la service după ce le-au cedat motoarele în trafic. Toți știau că au alimentat cu benzină, dar mecanicii le-au găsit în rezervoare motorină. După ce unul dintre ei a sesizat protecția consumatorului, misterul s-a rezolvat. Depozitul de benzină al stației fusese umplut greșit cu motorină, iar în aceste condiții la pompele de benzină a curs carburant diesel. Stația de carburanți în care angajații au încurcat benzina cu motorina este amplasată pe un bulevard intens circulat din Baia Mare și zilnic de acolo alimentează zeci de șoferi. Peste 24 de ore a durat până când cei responsabili să-și dea seama de problemă. Între timp, mașinile pe benzină care au trecut pe la pompe au început să cedeze. La atelierele de reparații, mecanicii le-au spus șoferilor că au un rezervor motorină. Când să plec mai târziu, n-am mai mers. Și m-am uitat pe bon și am văzut de fapt că e benzină. Am băgat corect și după am constatat că de fapt era diesel. Am vrut să pornesc și n-am mai pornit mașina. Toate a fost ok până am venit aici și am alimentat. Situația a afectat și trei auto speciale de poliție din cadrul Inspectoratului de Poliție al județului Marea Mureș. Cel mai probabil necazul șoferilor a fost provocat de o greșeală care a fost făcută în momentul în care au fost alimentate depozitele stației. Autocisterna care făcea aprovizionarea cu motorină a fost descărcată greșit în rezervorul de benzină. OMV Petrom, proprietarul stației, a început o investigație ca să găsească vinovatul. Într-un răspuns pentru știrile Pro TV, compania a transmis că... Am oprit imediat de la comercializare produsul respectiv din stația din Baia Mare și am demarat o procedură de investigație. Recomandăm clienților care au întâmpinat probleme și au fost la service să contacteze reprezentanții stației. Aceștia vor răspunde solicitărilor în conformitate cu procedurile interne pentru rezolvarea situației. Situația este și în atenția Comisariatului pentru Protecția Consumatorilor Marea Mureș. Așteptăm să ne parvină reclamațiile de la consumatori. Deocamdată au fost înregistrate doar o reclamație și 5 apeluri telefonice. Numărul șoferilor afectați ar fi însă mult mai mare. În atelierele de reparații auto, oamenii au plătit câteva sute de lei ca să le fie golit rezervorul și să le fie curățate injectoarele și pompa de benzină. În primul rând apare fumul în exces, al doilea fiind puterea scăzută a motorului. În situații mult mai grave se ajunge când se alimentează cu benzină mașinile cu motoare diesel. În Alba, un autoturism a luat foc la scurt timp după ce șoferul de această dată a încurcat într-o stație de carburant furtunul de la pompă și a pus în rezervorul de motorină benzină.